Acum să-ți povestesc faza amuzantă. Eram la Chiajna, da, și eram, jucam cu CFR-ul. Atunci CFR-ul avea o echipă foarte bună. Cred că Gabionet ar chema pe... Da, zici și Camioneta. Avea o echipă foarte bună și era domnul Ionuț. Chirila. Era pe bancă și 0-0 la pauză, intră în vestiar și era foarte nervos. Păi, Puri, nu driblez, nu scoți om din joc, nu pasez vertical. Și Puri zice, mister, dacă nu vă convine cu un joc, scoateți-mă afară. Și atunci, la momentul ăla, s-a dus la Ionuț Voicu, care era secundul lui. Ioane spune la nu știu cine să dea drumul la încălzire. Da. A intrat înapoi. Că, bă, Puri, că alta e valoarea ta. Știa foarte bine să lucreze cu mintea unui jucător. Uh-huh. Știa să-l motiveze și să aibă o foame de joc. Uh-huh. Și bineînțeles, Puri când a auzit că a dat drumul la încălzire, iar băiat și-a dat jos ghetele, jambierele, șortul, tricou și s-a dus la duș. Așa. Domnul Chirilă când a văzut că Puri chiar a vorbit serios, da. A văzut că se dezbracă și se duce la duș, n-a mai dat nicio indicație, s-a tot uita. Acum norocul lui Puri și al lui Mister, cred că a fost că dura vreo 2 minute până venea apa caldă la Chiajna acolo și Puri stătea cu mâna așa pe apă, aștepta să vină apa caldă. Da. Și acum Mister se uita pe la noi, ba, se uita iară la Puri, iar se uita pe la noi, oare ce să ne mai zică, se uita iară la Puri ce face. Și s-a dus într-o finală, Puri, intră în teren și întoarce rezultatul acesta. Și a venit Puri, 2 jambierele înapoi. Puri care aștepta apa caldă, a intrat. Și ce a făcut? Am intrat și am jucat, 0-0 am făcut. Dar am făcut un joc bun toți. Atunci CFR avea o echipă foarte bună. Bine, Mister cred că a fost fericit și cu 0-0 atunci. Doar că l-a vrut să-l motiveze, cred, în plus. L-am fost așa o întâmplare, toate acolo, jambierele, ghetele aruncate de la duș, a venit 2 înapoi și a tras. Mă uitam la el, mai puteam de râs.